plicești și călătorești cu Europa FM. Hai să vedem pe unde am mai călătorit. Am călătorit pe undeva unde a răgușit. Așa. 210 nu merge. Probă. Da. Pe unde am mai călătorit și pe unde am dus tichetul de vacanță? Aveți o mulțime de indicii deja pe site-ul nostru, pe europafm.ro, pentru că s-au pus foarte multe întrebări săptămâna trecută. Dacă ați fost puțin atenți, dacă ați căutat toate detaliile astea, poate că veți câștiga astăzi deja 1000 de euro premiul de la Ghicești și Călătorești. Luca, ești pregătit? Eu sunt fiert. Tu l-ai ascuns. Maria e deja cu noi. Bună dimineața, Maria. Bună, Maria. Bună dimineața. Bună. Da, uite ce veselie a venit în emisiunea noastră. Sunt emoționată. Pentru... Da. Da. Are de la ce? De Maria. Ce ești emoționată? Sunt emoționată pentru că sunt de ceva timp și am emoții. Cineva. Nu trebuie să ai emoții, că nu e niciun motiv. De unde ești, Maria? Presiune, din nu? Din Braza. Bravo. Da. Bine. Noi suntem pregătiți, dacă ești și tu pregătită, ia-ne la întrebări. Sigur că da. Este cumva tichetul de vacanță în Cehia? Cehia? Dar ce-ți veni? Adică de ce te-ai gândit la Cehia? Am luat în calcul toate indiciile de zilele trecute și, nu știu, acolo m-am gândit. Cât de multe locuri interesante sunt în Praga, că na, Cehia n-am prea vizitat. Dar în Praga sunt... E o idee bună. Ne-ai dat idei. Da. Pentru viitor. Pentru că acum... Acum nu. Acum nu. Nu-i nimic, data viitoare. Ok. O țară bună și Cehia. Pentru a spun stichete. Da, potrivită cu ceva din indiciile date, da. Gianina, bună dimineața. Bună, Gianina. Bună dimineața. Ce faci, Gianina? Ce să fac? Că tocmai ce m-am întors de la City Break-ul de la Iași, unde m-ați trimis. Ah, cool. Și am zis, mi-am propus să mai câștig câte ceva pe la voi. Cam tot ce aveți... Cum a fost la Iași? Pentru mine, pentru noi. Să știi că dacă ai câștigat recent, nu o să putem să-ți oferim premiul. Am înțeles. Atunci, ce să zic, mă retrag? Da, cel mai bine ar fi să lași locul cuiva. Nu uitați de regulamentul nostru, care nu vă permite, dacă ați câștigat recent ceva, să câștigați ulterior. Trebuie să treacă cel puțin 6 luni. Între... Bun, Gianina, îți mulțumim foarte mult și pentru că ești înțelegătoare. Daniel, bună dimineața! Salut, Dane! Bună dimineața! Bine venit, am să te rog să dai radioul încet. L-am închis, da. Așa, închide-l. Nu mai ai nevoie de el. Cel puțin în următoarele 2 minute n-ai nevoie de el. De unde ești? Din Brașov. Din Brașov. Ești foarte serios? Ești hotărât? Da, ai intrat pe site, știi, detalii, toate... Chiar acum citesc toate și, na, încerc și eu, ce să zic. Vrei să te mai lăsăm puțin? Nu. Ai terminat de citit? Mult la o întrebare care a zis dacă mai fost, are ieșire la mare? Trebuie să întrebi și asta e întrebarea ta? Da. Are ieșire la mare? Am înțeles. Are ieșire, da. Întreb. N-a fost întrebarea asta până acum, mă? Păi nu o găsesc. Nu la ediția asta. Păi asta e una dintre primele întrebări care se adresează de obicei. Întrebare de căpătâi. Da. Băi, deci n-a mai fost întrebarea asta. La ediția asta, nu. Daniele, ai nimerit-o. Are ieșire la mare. Are ieșire la mare. N-a mai răspuns afirmativ la o întrebare de zile în șir. Dacă da. Punem și weekendul. Așa. Deci, Daniel, da, este o țară cu ieșire la mare. Așa, și ce aș mai întreba? Da. Dacă este în nordul Europei. Nu știu dacă mai fost și asta. Asta ne încurcă foarte tare pe noi cu punctele cardinale ale Europei. Nord. Practic, nordul e în sus. Da. Sud e în jos. Adică mai sus de Germania, care e nord. Mai sus de Germania. Deci punem Germania, zici că e... Nu, că nu e în Germania, a fost întrebarea aia. Deci, nu. Zic mai când, sus de... când ne referim la nord, zici tu că să fie de la Germania în sus. Nu, nord exact, e tip... Exact, peste Marea Baltică, să zic așa, dacă zic bine. Stai un pic să văd cum stăm cu Baltica. Nu. Adică? Nu e. Răspuns negativ.
Ah, ok. Deci nu este în nord. Da, nu este mai sus de Marea Baltică. Da. Ah, ok, un răspuns bun, da. Întrebarea este mai sus de Marea Baltică? Și nici în urmă, nu, oricum o dai, nu e în nord. Deci e nord Europei, nu, nu. Stați, m-a pus două, eu am aici o contestație, mă scuzați. Da, bravo. Vreau să vedeți că lucrurile sunt fair întotdeauna. Fluide. El a pus o întrebare. Dacă este nordul Europei. Da. După care a explicat ce vrea să spună prin nordul Europei. Ceva că a explicat că dacă e peste Marea Baltică, este cu totul altceva. Da. Nordul, deci linia mediană a Europei, pe unde trece? Cehia, cam așa ar fi, nu? În zona aia. Dacă te uiți așa, ia, Maps, Google, nu știu ce. Că tu vrei să spui Cehia, Austria, cam pe acolo, nu? Da. O bucată din mijlocul Germaniei, cum da, ar veni. Adică cam ăsta este nordul Europei, ce e mai sus, nu știu, de Cehia, Slovacia, adică ce e mai sus de România, în principiu, este, se consideră mai spre nord. Noi ar fi mai spre sud, cam așa ar fi, nu? Asta zici că e jumătatea nordică a Europei. Da, poate. Păi eu așa înțeleg, așa înțelegi tu întrebarea? Daniele, fii atent. Că, de exemplu, lasă pe Vlad un pic. Marea Britanie este în nordul Europei? Că nu este peste Marea Baltică. Înțelegi ce spun? Da. Păi e pe linie cu Franța, cam în centru, dacă spuneți. Hai că eu încerc să te ajut aici, nu te mai... Măi, Daniele, fii atent, deci, loc, facem altfel. Da. Este în jumătatea nordică a Europei. Da, dacă vrei așa, da, este în jumătatea nordică a Europei. Și atunci răspunsul este da. Da. Ceea ce înseamnă și aia cu Marea Baltică, dar e în jumătatea nordică. Da. Ok. Hai. Ok, acum vine greu că nu trebuie să fie o consoană. Sau eu. Adică e o consoană, de fapt. Așa. Lituania. Dacă este Lituania. Păi... Știu, e, da, e mai nord. E Lituania, nu știu zic. Nu e vorba de asta, e... Da, de ce... Poți să reformulez. Dacă este o țară baltică. Nu, ai pus o întrebare dacă e Lituania. Nu poți să ne oprim în Lituania acum. Este în Lituania, asta e întrebarea. Hai să ne oprim la Lituania. Dar ce întrebare zice că am avut Luca? Ce alfabet are Lituania? Alfabet latin. Nu, lăsa asta. Da, e un fel de chirilic în fine. Nu da, e nimic, e alfabet latin. Dar cred că am mai avut sau am avut altă dată și confund eu cu... dacă e țară baltică. Și nu a fost întrebat și pe alfabetul chirilic, dacă ești, a spus că... Că nu. Nu. Nu știu, întreb dacă e Lituania. Cert e, Daniele, că nu este Lituania. Ah, mulțumim. Dar ai luat două răspunsuri de da, bun. Deci am stabilit că e în jumătatea de... Nord. Nord a Europei, da. Claudiu, bună dimineața. Bună, Claudiu. La mare. Salut, Claudiu. 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 Hai Claudiu, să mai luăm pe cineva. S-a speriat. Când a auzit indiciile astea, a zis, bă... da, mai stau un pic. Da. Patricia, bună dimineața. Bună. Bună dimineața, dragii mei. Aoleu, știu, sunt rușită. Ce e? Da, iertați-mă. Ești prăgușeală. Zine repede de unde ești și hai să trecem la întrebări. Din București, e târziu, da? A ascuns biletul în Danemarca? E ceva bilet în Danemarca, cum ar zice Shakespeare. Un bilet putred în Danemarca. Da, e cumva un bilet putred în Danemarca. A fi sau a nu fi în Danemarca? Luca trebuie să dea de răspuns. Nu, răspunsul este nu. Ce e, răspunsul este nu, dar am restrâns, zic eu, mult aria căutărilor. Mie mi se pare fascinant că... Ești un nenorocit cu tichetul ăsta. Trebuie să găsim țara. Oficial ești un nenorocit. Trebuie să găsim țara, după care... Și mâine trebuie să dai un indiciu. Categoric. Da? Deci mâine avem indiciu. Ascultați-ne din timp ca să prindeți indiciu înainte de a ajunge la concurs. O să dau și un hint așa? Mă lași? Nu, că e tot indiciu. Gata, nu. Deșteptarea. Good morning. Te trezești cu Europa FM.